pe canal, mă vedeți și-o tot de prințesită, pentru că o să merg la un afternoon tea, dar sunt în același timp sunt moleșită, pentru că sunt obosită. Săptămâna trecută am lucrat extrem de mult, am lucrat și sâmbătă toată ziua și de obicei și când lucram jumătate de zi. Share the volume. Da. De obicei și când lucram jumătate de zi mă termina sâmbătă, dar acum să lucrez toată săptămâna a fost groaznic. Ieri n-am făcut prea mult, gen am editat clipul și pe seara am spus ce să n-o florie, nu v-am mai luat cu mine, că era, nici n-aș fi avut chef să merg la florărie. Și acum sunt un pic, bofă, un pic mai mult plouată pentru că aveam afternoon-ul la 5. Iar acum este 5:40. Pentru că s-a găsit domnul să întârzie ca lumea, dar ca lumea, rău de tot. Și după ce că am întârziat, da. Și acum să vedem cât mai prinde din afternoon-ul. Pentru că ideea e că avem rezervare pentru 2 ore. Nici mai mult, nici mai puțin de 2 ore. Mai puțin sunt vineri. Rezervare, dar tot la fel. Era rezervare la 4:30 și asta ar fi însemnat că cel mai devreme putem ajunge la 5:30. Și am zis că nu luăm doar pentru o oră. Și uite că fix așa s-a întâmplat și azi. Pentru o oră. Minunat. Acum suntem în parcare. Din parcare până găsim, minunat, am început bine săptămâna. Sper să nu continuăm așa. Am ajuns, m-am mai calmat un pic între timp, mi-a venit și băutura. Să beau și pe lui Jason, că de măcar atât merit și eu. Nu de altă, dar o conduce el de fapt. Asta e întârziatul întârziaților. Și văd cum vrei lume pe aici, deci s-ar putea să nu ne poftească frumușel afară la 6 și la 7, că atunci se înghide. Gata, mi-a venit, taci! Știu! Încă m-a dat și o cafea și am specificat acolo, să fie dulce. Taci mă, fată, puțin, lasă-mă cu poveștile tău. Am specificat să fie dulce. Are un strop de dulceață. Eu bănuiesc ce ar fi lemon tart, asta este lemon tart, exactly. But lemon tart, you know what it's made of? Egg. Egg. You asked me to try, lemon, okay, I don't know this, egg. You didn't mention it, okay? Let me, deci, se da această prăjitură și bănuiesc că este tartă cu ou. Mandarin McFlurry. This is not mandarin. Bănuiesc că este tartă cu ou. Îl întreb pe mai multe ori, să-i zic, mai fii gust și îmi spui dacă are gust de ou sau nu. Mandarină, mandarină, niciun caz ou, niciun caz ou. Deci, după, mă pune și pe mine să gust, deci du-te de aici cu ea. Am gustat un pic și n-ai cum, este un gust foarte puternic de ou și așa un pic cu... Da, mersi. Trebuie să o sucuim că nu-mi place ou. Și un gust... It's egg. This is egg. No. It's mandarin. There's no mandarin. What's the meaning? Bumpers. Okay, please read it. It'll say lemon tart. So they are here. Like full moon fresh lemon tart. Thank you. Lemon tart, as I said. De hecho, da. It's chimmy. Cano, cano, cano. Nita ka muska ang champagne. Got a bug here. Where? There.
mic. Mai am, look, there's a little bug there. Can you see it? It's a leaf. It's not leaves, it's a bug. Jason? Ia uite-ți, zice el că e nu știu ce, când e muscă cu aripi și cu toate cele. Nici o oră n-am avut ca lumea să ne bucurăm. Căpelașii 20 ne-au dat nota. Și am început ei să pregătească pentru cină. Văd că e cineva, cred că nu, adică nu cred, este cineva care a rezervat locul pentru cină, întâlnire de ceva. Așa că mai am un loc în care trebuie să fac poze și apoi gata, mă tirez. Și cu afternoon tea-ul care a fost mai degrabă la noi. So evening tea. Look like our... Ceva, taci puțin. Să vedeți și voi deșteptăciune. It's real. Of course it's real. Voi vedeți ce face? Voi vedeți ce face? It's real. Pune mâna pe cactus ca să vadă dacă... You can sit on it. You can. Pune mâna pe cactus să vadă că sunt adevărat sau nu. Voiam să vă zic înainte să mă întrerupă domnul Jason, e că dintre toate afternoon tea-urile la care am fost, ăsta este primul unde au venit cu... Să ne întrebe dacă mai vrem ceva, gen veneau cu tăviță, cu un cărucior în care erau toate lucrurile de la... din afternoon, din set. Din afternoon, de după amiază, ca să înțelegeți. Și te întrebau ce mai vrei. Mai un scaun și o din aia cheesecake. A fost foarte bună cheesecake-ul. Și da. Am mâncat mai multe prăjituri. Adică cum mănânc de obicei prăjituri mănânc, pentru că trebuie să arate întotdeauna o carne. Dar nu-i nimic. Cine vine cu mine la afternoon tea, e fericit că mănâncă parte de mâncare. Și eu le mănânc parte de dulciuri. Deci, suntem bine. Chiar dacă am avut noi un timp limitat și pe final s-au apucat să strângă lucrurile, mi-a plăcut destul de mult atmosfera locului. Pentru că au fost puține oameni. Au fost puțini oameni și au fost drăguți, foarte drăguți. Băi, come back here. What was that? What's that? Look like you. You look like that. Film the little TV. But can you see that I'm speaking? Speaking. Speaking. You were speaking. How was the afternoon tea? Dinner tea, that is. Evening tea. So full. I eat all the food suddenly cannot eat. Yeah. Indeed. It's okay. I ate all the dessert, so that's she good. Ate all the sweets. Haideți să vă filmez televizorul. Mandarin. My mandarin ass. Să vă filmez televizorul pe care... de alimente. Am plecat așa, în zânuță. Let's go grocery shopping. Where's grocery? Like looking window shopping? No, window shopping. Grocery shopping. What's that mean? Grocery. Like... are 27 de ani. Look. How are you? 27. That is new public, new build public area. And what's that area. For?
What's that for? Don't know, see. How are you 27? How am I? And you still don't know what the grocery means. Grocery. Go eat food lah. Huh? Grocery shopping? Yeah, like Aeon. Aeon shopping market. Supermarket. For shopping. So for shopping. You want to market. Go shopping? Go to the supermarket. Why? I don't have food. Oh. Cousin delicious. So it's not grocery shopping. It's grocery shopping. Make everything complicated. Why should I say, buy food, let's go to the supermarket to buy food? Buy food to eat, you know? It's like that. It's simple. Grocery. Let's go grocery. Why? Știe foarte bine ce zice. Știe foarte bine ce zice. Știe foarte bine ce zice, să știți. Vă las câteva secunde să vă bucurați de sunetele Hong Kong-ului. Magazine, magazinașe, acum se închid toate. Și unde găsești diverse chestii, destul de ieftine. De măști, prosoape, jucării, ce mai avem? Pijamale, lingerie intimă, de toate. Aici avem și fructe. Când în altă am ajuns tot în locul ăla unde am fost la evenimentul ăla. Dacă nu știu despre ce vorbesc, vă pun, sper să-mi aduc aminte să vă pun în care de aici pe sus sau măcar în descriere cu vlogul, that's cute, cu vlogul în care am fost aici pentru un eveniment și am filmat așa cu postul cât de cât în detalii. Oh, that's very sweet. Erau la masă niște femei și cântau la mulți ani câinelui drăguț la restaurant in Hong Kong. Work for yourself, work for your family. No. Please put on your mask at all times. And you, the dog and cat as well. Yes. To protect your family. This is your family. Mask la început, chiar au fost oameni care atunci când își făteau câinii la plimbare, le puneau mască. Nu glumesc. Sunt supărată că am ieșit de la market. Și m-am luat humus, niște pâine ciabatta, un covric cu brânză, niște crochete cu cașcaval, oră, nu știu, ceva așa, niște ciuperci și atât cred. Și ideea e că voiam și eu niște mozzarella. Și un ardei gras, și un ardei gras. Deci o să mănânc humus cu ardei gras și cu pâine ciabatta. Crochetele alea, nu știu cu ce o să le mănânc. Pot să fac crochete cu ciuperci? Nu cred că sună bine. Eu pentru chestia aia cu ciuperci voiam să fac supă cremă de ciuperci, atâta știu ce o să fac. Dar n-am lapte. N-am smântănică, deci nu. Și voiam, deci efectiv aveam și o poftă de pâine cu mozzarella și un castraveți. Am găsit pâine, am găsit castraveți, dar n-am găsit mozzarella. E chiar așa, așa mult cer să găsesc și o mozzarella bună. Aparent da, am găsit doar din aia, dar de pe răzătoare. Trebuia să fie proaspătă, trebuia să fie bună, dar... Și am mers într-un cartier, mai fată! Am mers într-un cartier în care locuiesc foarte mulți străini și magazinul Marks & Spencer. Deci, trebuia să găsești. Nu... Sunt tristă. În sfârșit. Am găsit și eu niște brânză mozzarella, hai de mine. Am zis că eu zis că acum ne-am luat niște chestii de acolo și oarecum am mesele asigurate pe săptămâna asta și zice nu, pentru un an sau pentru câteva luni. De ce? Pentru că o să mănânc o dată față de două.
De obicei cam așa fac. Mănânc o dată de două ori și după, bă, nu mai îmi place, bă, mă plictisesc. Stă în frigider, congelator, dacă e de congelator, câteva luni, până trebuie aruncat. Nu m-am obișnuit, ca la mine acasă mânca mami, tati, Marina. Am mai mult sau să nu vrea să mănânce. Why aren't you eating my leftovers? You should do that. Why? Too old. For example, you bought... What's that delivered food, right? They few bags of it. They gave me more by mistake. And then you could leave it for many weeks. And then you asked me just to... Just 1 week. Ah. I didn't ask you to do anything with it. Just to throw that's it away. That's why. That's the problem. You could ask me if you... Oh, if you see food in the fridge, let me to get sorry, eaten. When I came home, it was already... What time? It's fasting time, no more eating. 就是这个多日了, 就不是那个intermittent fasting. 这多日了。这多日了。就是多日了啊，不日了。很卡人啊，亲。 But my tummy is still the same. 那个是啥子啊？ Six packs. Yeah, one big pack. 啥子是就是Labesco？今天是这多日了。 I can show you. Leave your comment, like my Instagram. Vai, ce-am mai râs de el. Am început, cred că de pe TikTok. Nu știu cine a dat follow pe Instagram. Dacă... M-am întrebat ce-am făcut, că a primit foarte multe urmăriri pe Instagram. L-ați găsit de pe TikTok și am început să-ți dea... să-i dea follow, l-ați găsit și eu să-ți follow. Eu doar când vede așa că are mulți urmăritori, mai dați-l la follow, nu postează, nu știe să-l folosească, dar voi să-i dați. Că-i place să vadă că crește numărul de urmăritori. Da. Are you happy to have more Instagram followers nu. Now? Nu. Nu. Nu interest. Minte. Minte. Bună, acum suntem în drum spre... Știți că mă rog, dacă sunteți noi, că văd că au apărut foarte mulți oameni noi. Chiar ne-am strâns tocmai acum câteva minute, am văzut că ne-am strâns 3000. Vă mulțumesc atât de mult, deci nu-mi vine să cred. Nu îmi vine să cred că ne-am strâns 3000. Sunt extrem de fericită și vă mulțumesc și recunoscătoare și toate cele. Vă mulțumesc tare, tare mult. Iar acum eu sunt în drum spre salonul de... Salon. Spre un salon unde urmează să fac un tratament facial și tratament cu laser. Sunt ce tratament cu laser și mi-e foarte... tratament cu laser pentru epilare definitivă și sunt foarte pudică. Basically, foarte pudică. Dar I can do it. Da, să nu mă gândesc la treaba asta. Totul o să fie bine și frumos. You can go. Și acum trebuie să plec pentru că m-a dus Jason până în stația de metrou. M-am întors, am supraviețuit. Așa mi era tenul după tratamentul facial pe care l-am făcut. Am făcut un laser pentru evidențierea culorii tenului, pentru senele astea frumoase de care pare că nu mai scap. Și după am făcut un tratament. E o prevenție bună pentru riduri. Asta am făcut, treburile astea. Și pentru că am cheltuit mulți bani și-a făcut milă de mine și mi-a dat cadou niște produse. Așa că o să fie leară dimineață. Acestea sunt produsele cu pricina, de fapt punga. Și aici am primit 5 măști de față. Un hair essence și la final o cremă de mână. Da. Acum le pun la loc și vorbim despre cum a fost experiența.
Ideea este că în Hong Kong trebuie să cumperi tratamentele dinainte. Gen, am văzut că în România, cel puțin unde la fetele la care m-am uitat eu, am văzut că plătești la fiecare ședință la care te duci și plătești ședința. Aici cumperi dinainte. Și iau, cumperi dinainte cu un pachet, un pachet cu 5 ședințe, dar eu am înțeles că cel puțin 6 trebuie să faci. Și din experiența mea, 5 nu sunt neapărat suficiente, dar în același timp, pentru că am mai încercat eu laser pentru sub braț. Dar a fost în perioada în care erau închise saloanele, au fost închise majoritatea timpului și am nimerit multe dăți în care au trecut mai mult de 6 săptămâni, zic că maxim 6 săptămâni să lași între timp până să faci și de doua și următoarea ședință și la mine s-a întâmplat treaba asta. Așa că o să fac cele 5 ședințe acum și vedem cum o să mai fie și vorbim pe parcurs cum, dacă într-adevăr se vede vreo diferență și așa mai departe. Vreau să vă zic un mare disclaimer, pentru că treaba asta o faci pentru tine și numai pentru tine, nu pentru că societatea zice că trebuie să fii lipsită de păr sau că bărbații zic asta. De obicei bărbații care zic că trebuie să fii lipsită de păr sunt cei mai păroși. Dar faci treaba asta doar pentru că vrei tu și atât. Pentru că, da, e clar, nu? E corpul tău, așa că tu trebuie să iei hotărâri în ceea ce îl privește. În ceea ce privește felul în care arată, ce se simte, adică stresul, pentru mine a fost un stres. Îmi doream de foarte mult timp să fac treaba asta, dar mi-a fost o rușine, efectiv, pentru că sunt foarte lipodică și mi-a fost o rușine să mă duc, să-mi fac. A fost ok, pentru că sunt în Asia și sunt foarte, foarte atenți cu treaba asta și îți oferă intimitate și nu te ating. Deci a fost totul ok. Treaba cu dansurile m-a împins să fac treaba asta mai mult, adică dansurile, faptul că merg la dansuri în fiecare săptămână m-a împins să merg mai mult. Și sunt ok. Probabil că o să mă învăț. Acum vă las pe ziua de azi, că nu mai am ce să vă zic și trebuie să mă apuc să-mi fac, să meditez vlogul, să-mi spăl părul, tratamente. Și pupici!